care a stat la baza deciziei. Înțelegem dificultățile prin care trec elevii, dar nu putem face rabat de la pregătire în interesul elevilor. Nu suntem puși la Ministerul Educației pentru a face concursuri de popularitate sau pentru a organiza un plebiscit, ci dimpotrivă, trebuie să ne asumăm răspunderea în interesul elevilor, chiar și când e vorba de variante de compromis. În acest fel, elevii nu vor pierde nicio zi de școală, elevii nu vor avea modificate datele la care vor susține examenele naționale de bacalaureat și de evaluare națională. Au fost puncte fixe pe care a trebuit să le respectăm într-o perioadă în care predictibilitatea este puternic afectată de evoluția epidemiologică, iar predictibilitatea este un element esențial în educație. Domnule ministru, asigurăm acest lucru atât cât putem. O ultimă întrebare, cu permisiunea dumneavoastră, ați schimbat chiar și ponderea notelor și asta e bine să știe toată lumea. Spuneți că... Da, într-adevăr, am redus tezele de la 3 la 2 pentru clasa 8. În acest fel, gimnaziu, clasele 5-8 vor avea doar două teze de susținut cu pondere de 25% pentru media fiecarei discipline. În acest fel, reducând și numărul de note minim necesar pentru încheierea mediei, de la numărul de note egal cu numărul orelor săptămânal alocate unei discipline, avem 75% ponderea celor două note și 25% doar ponderea tezei. Deci, în acest fel, teza are cea mai mică pondere, dar teza este ultimul bastion în fața lipsei de relevanță a notării în sistem online, fără să avem asigurate platforme dedicate pentru predarea online. Tivul care a stat la baza deciziei. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la subiectul zilei la TV Buzău. Doamnelor și domnilor, am vrut să începem această ediție specială, subiectul zilei din această seară, cu declarația ministrului educației Sorin Câmpeanu la postul B1 TV în cursul serii trecute, pentru că pe toți ne interesează la momentul acesta în ce condiții vor începe copiii noștri școala de luni, 8 noiembrie. La momentul acesta se așteaptă hotărârea celor de la Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Ministerul Sănătății, pentru că știm cu toții și cunoaștem situația dezastruoasă de la nivelul întregii țări în ceea ce privește cazuistica COVID. Iată că în această seară vom afla cum stau lucrurile și la Buzău. La momentul acesta, ce li se pregătește elevilor și cadrelor didactice, cum vor sta lucrurile de săptămâna viitoare, pentru că în cursul acestei zile am stabilit legătura telefonică cu domnul prefect al județului Buzău. Dumnealui spunea, cred că vom avea câteva zile la dispoziție, vom discuta și vom găsi soluții pentru începerea școlii de luni 8 noiembrie. Vom vedea cum vor sta lucrurile, dacă copiii vor rămâne în online sau vor merge fizic la cursuri, la școală. Vom vedea care este și situația cadrelor didactice în ceea ce privește vaccinarea. Vom vedea dacă și cum vor fi testați elevii în instituțiile de învățământ din județul Buzău și nu numai. Și tot în această seară vom afla și vom stabili legături telefonice cu ziariști din Vrancea. Vom vedea cum stau lucrurile și în județul Vrancea, cât de pregătit este județul Vrancea pentru începerea anului școlar, mai exact această vacanță forțată pe care am avut-o noi până acum, două săptămâni de zile, copiii noștri, pentru că da, suntem părinți, copiii au stat timp de două săptămâni în vacanță, vom vedea cum vor relua cursurile de luni, vom stabili legătura telefonică și cu doamna director de la Colegiul Pedagogic din Buzău și nu în ultimul rând cu domnul prefect al județului Buzău vom sta de vorbă în această seară. Doamnelor și domnilor, așteptăm întrebările dumneavoastră, așteptăm mesajele dumneavoastră din teritoriu, pentru că invitatul nostru este chiar inspectorul școlar general de la Inspectoratul Școlar Județean Buzău. Este vorba despre domnul profesor Ionel Meiroșu. Bună seara, domnule inspector, mulțumesc pentru prezența la noi în studio. Bună seara. Domnule inspector, părinții, cadrele didactice, elevii se întreabă în ce condiții vom începe școala de luni 8 noiembrie. Suntem cu toții îngrijorați de faptul că de la o zi la alta avem tot mai multe persoane diagnosticate cu COVID. Suntem îngrijorați de faptul că ne mor foarte mulți oameni în întreaga țară din cauza acestui nenorocit de virus.
Acum stăm și ne întrebăm, copiii noștri vor participa efectiv la cursuri sau vor rămâne în online? Haideți să vedem cam despre ce este vorba. Zilele acestea avem discuții, avem întâlniri, însă în cursul zilei de vineri vom stabili cum și în ce fel vor sta lucrurile. Da. Într-adevăr, luni 8 noiembrie încep cursurile, se termină această vacanță. Era de preferat față de o activitate în online. Practic am făcut un împrumut. Am luat 2 săptămâni de vacanță din ianuarie și au fost aduse acum în ideea și în speranța că rata de incidență va scade. Sunt semne firave de scădere a ratei de incidență, platou și acum scădere, o ușoară scădere. Vineri, într-adevăr, vom primi ultimele date și amănunte referitor la începerea cursurilor. Cu siguranță această decizie va fi descentralizată la nivelul fiecărei unități de învățământ, astfel încât unitatea de învățământ respectivă să poată lua decizia care urmează să fie apoi aprobată, avizată de inspectorat sau și DSP, funcție de ce condiții sunt acolo, referitor la începerea cursurilor în școala respectivă. Legat de sau corelat cu rata de incidență al UAT-ului, cu numărul de cadre didactice și personal din unitate vaccinat, eventual și numărul de elevi vaccinați ar putea să aibă o anumită pondere sau nu, se va decide cum, și vom avea și toate amănuntele de la minister, cum anume luăm această hotărâre la nivelul fiecărei unități de învățământ. Înaintea începerii acestei vacanțe forțate, spun eu, pentru unii dintre elevii noștri, cam câte instituții de învățământ deja își derulau cursurile în online, domnule inspector, din cauza faptului că foarte mulți elevi, cadre didactice, fuseseră diagnosticate cu acest nenorocit de virus? Dacă nu greșesc, erau în jur de 15, până în 15, dar nu cifra lor este importantă, ci faptul că erau unități foarte mari și la un număr relativ mic de unități aveam un număr mare de elevi. Aveam unitățile mari din municipiul Buzău care erau intrate sau se pregăteau să intre în online ca urmare a creșterii numărului de persoane, cadre didactice, dar și elevi confirmați. Considerați, domnule inspector, că deciziile de acum un an și jumătate ar fi fost mai benefice, și aici mă refer la faptul că ar fi fost mai bine ca elevii, copiii noștri să fi rămas în online, mai ales că începând cu luna septembrie s-a anunțat valul 4. Mulți dintre medici, cadrele medicale, susțineau în cadrul emisiunilor noastre, ar fi fost mai bine dacă nu ar fi mers copiii la școală, pentru că, uitați, de la o zi la alta, avem tot mai mulți diagnosticați cu acest nenorocit de virus. Da, sunt păreri și păreri, nu pot să le confirm sau să le infirm, mai ales dacă vin de la specialiștii de preferat epidemiologii care ne pot spune exact. Nimeni nu s-a confruntat cu o chestiune de genul ăsta în trecut, astfel încât de anul trecut și până în prezent să avem o rețetă și o anumită procedură. Dar se știa de valul 4, domnule inspector. Da, se știa de valul 4, era prevăzut, prognozat. Nu s-a gândit probabil nimeni că va avea o asemenea amploare sau că amploarea aceasta este încă mică și va mai crește sau, cum sperăm noi, să mai scadă. Dacă respectăm fiecare în pătrățica lui aceste reguli și apelăm și la vaccinare, vaccinul în fond pentru asta este creat, pentru asta este făcut, nu are în primul și în primul rând are scop medical și nu scop comercial, dar dacă punem sub semnul întrebării toate aceste lucruri care sunt simple și benefice nouă, avem ce ne rezervă prezentul. Ați avut zilele acestea, în această vacanță de 2 săptămâni de zile, întâlniri cu medici specialiști referitor la campania de vaccinare, domnule inspector, întâlniri și cu diriginții, întâlniri și cu directorii instituțiilor de învățământ. Bun, haideți să vedem cum putem informa mai bine și mai amplu populația, și aici mă refer la părinți.
părinți, copii, pentru că acel copil vine la școală însoțit de părinte și de cele mai multe ori se spune, părintele trebuie să fie vaccinat, da? Nu ai voie în unitatea de învățământ dacă nu ești vaccinat. Haideți să vedem dacă în această perioadă de 2 săptămâni am avut întâlniri pe această temă a vaccinării, a testării copiilor, cadrelor didactice, atât cu dirigintele cât și cu directorii instituțiilor de învățământ, domnule inspector. Informările acestea sunt, cred că, cele mai numeroase și mai frecvente în mediul școlar. Începând cu afișele care deja sunt nescotoși în toate afișul în toate ca afișul, însă impactul este altul, domnule inspector, atunci când porți discuții. Și părinții, da? Nu am putut fizic să ne vedem pentru că situația o impune, însă online ne vedem cu părinții, ședință cu părinții online și discutăm cu inspectorul școlar general, cu reprezentantul DSP, cu dirigintele, cu directorul. Noi am avut și am organizat întâlniri la nivelul inspectoratului cu personalul de la medical de la DSP și conducerile de școli. Mai departe, aceste întâlniri au mers în cascadă la nivel de unitate școlară, clasă, învățător, diriginte și sau personalul medical din acea unitate sau medicul de familie, din, dacă e vorba de rural, sau asistentul comunitar. Informările s-au făcut. De multe ori auzim fără să ascultăm. Dacă ne-am întâlnit și discuția nu a avut ca finalitate dintr-o clasă, dintr-o colectivitate de 25 de părinți, unul să meargă apoi către vaccin, și către vac și să promoveze mai departe și în societate și în comunitatea respectivă. În comunitatea respectivă, domnule inspector, cred că rolul important îl are asistentul social, asistentul comunitar, primarul, preotul, medicul de familie. Da? Da, pe lângă diriginte, director. Dar și fiecare membru al acestei comunități, fiecare individ. Dacă punem sub semnul întrebării niște lucruri la care, și aspecte la care nu ne pricepem, doar de dragul de a le pune sub semnul întrebării, dacă folosim și surse de informare nu tocmai avizate și nu tocmai riguros corecte din punct de vedere domnule medical... Domnule inspector, eu am spus și înainte acestei emisiuni, părerile sunt împărțite, da? În momentul în care tu vezi controverse pe toate posturile, între medici, specialiști, da? Între specialiști, noi întotdeauna am susținut campaniile, da? Când e vorba de sănătatea oamenilor, susținem campaniile, însă părerile sunt împărțite. Nu putem obliga și nu putem sugera anumite lucruri oamenilor. Fiecare este dreptul fiecăruia exact. De a decide dacă se vaccinează, dacă nu se vaccinează, nemai existând și motivarea acestei atitudini sau acestui răspuns. Și totuși, domnule inspector, există școli fără medic școlar. Există școli fără consilier psihologic, deși am avea cea mai mare nevoie, mai ales în această perioadă, când afecțiunile în rândul copiilor din această sferă, anxietate, depresie, s-au înmulțit toate aceste afecțiuni. Haideți să vedem cum stăm la momentul ăsta și la ce soluție am ajunge? Ce soluție am găsit dacă ar începe cursurile din data de 8 noiembrie? Psihologii pe care îi are județul Buzău în constituiți în Căjăraie, Centrul Județean de Asistență și Resurse Educaționale, sunt la dispoziția elevilor noștri, atât în școlile unde avem fie o normă, fie o jumătate de normă, cât și la o linie telefonică directă pe care o pot accesa. Din păcate, linia a fost pusă la dispoziție, dar numărul de accesări din discuțiile care le-am avut cu colegul care se ocupă de centrul acesta, numărul de accesări a fost relativ mic față de nevoia care există. Și totuși, fizic, foarte mulți colegi de-ai dumneavoastră, psihologi, prezenți la noi și tot prin intermediul dumneavoastră am invitat acele persoane la noi în studio, susțineau că fizic foarte mulți copii au venit și au cerut sprijin și au stat de vorbă și părinți cu dumnealor. Probabil reticența asta la telefon. Și la telefon, dar și prezența fizică
Sunt sigur că ar fi putut și nevoia ar fi fost mult mai mare față de cei, numărul celor care s-au prezentat. În eventualitatea în care ar trebui testarea copiilor făcută din 8 noiembrie, în eventualitatea în care va fi nevoie de vaccinare la instituțiile de învățământ, cum împărțim resursa umană, domnule inspector? Pentru că, așa cum spuneam, nu există asistent școlar în toate instituțiile de învățământ, medic școlar nici atât, iar la sate ne mai bazăm pe înțelegerea medicului de familie. Da, noi am fost ca unități de învățământ gazdele tuturor acestor evenimente. De la alegeri locale, referendumuri, centre de vaccinare, în școli le găsim organizate. Mai mult decât atât, avem o foarte bună colaborare cu DSPU și caravanele mobile s-au deplasat la și în instituțiile de învățământ unde au avut de vaccinat, mă refer la elevii care și-au exprimat opțiunea pentru vaccinare cu cei cu vârsta peste 12 ani, au mers și au făcut acolo această operațiune de vaccinare. Ca locații nu sunt probleme din acest punct de vedere. Dorința să existe și rezolvări avem, există. Instituțiile abilitate vin și rezolvă această chestiune. Cum va începe școala? Școala va începe. Vom vedea. Suntem cu toții îngrijorați și ca părinți, și ca elevi, și ca personal didactic de rata mare de incidență și de condițiile pe care le avem în fiecare unitate de învățământ. Vedem care vor fi precizările de ultimă oră și împreună, sigur, vom ajunge la cu părinți, cu școală, cu DSP, la o concluzie optimă pentru fiecare unitate în parte. De ce probleme ne-am lovit de săptămâna viitoare, domnule inspector școlar general, în unele școli din județul Buzău? Să zicem care este teama dumneavoastră cea mai mare la momentul ăsta referitor la începerea cursurilor de săptămâna viitoare? Cu prezență fizică. Exact. La un număr de elevi și cadre didactice, la cadre didactice stăm mai bine că evidența o luăm, o colectăm mai ușor, dar și pentru elevi, ce puțin mai dificil, dar nu e o mare dificultate, care ar putea veni în colectivele respective după această perioadă infectați și care să nu știe acest lucru. Totuși, după 2 săptămâni, 14 zile înseamnă interval de carantină. În mod normal, rezumându-ne și făcând abstracție de rata de incidență, avem 14 zile de ruptură, venim la școală, practic, la efective maxime, fără niciun fel de problemă. Ministrul Educației și Cercetării, domnul Câmpeanu, susținea la posturile naționale și testarea elevilor în toate instituțiile de învățământ. Da. Testul acela salivă. Urmează ca testul salivă, din ce am înțeles tot din mass media, săptămâna viitoare urmează să fie deja distribuit, achiziția este aproape de final, dacă nu s-a și finalizat, urmează să fie distribuit în unitățile de învățământ un număr foarte mare, 70 de milioane. Odată pe săptămână, măcar să se facă acea testare, spunea se ministrul Educației. Se face această testare, e un lucru foarte simplu, cu salivă, o poate face copilul, în bancă. Oricum, cu toată triajul clasa la intrarea în școală are loc zilnic, triajul elevilor, acolo unde există asistentul. Triajul epidemiologic sau triajul este făcut de familie de acasă de când pleacă. Vedem, dar și la școli. Vedem, acolo unde există într-adevăr asistentul medical. Ca asistent, dacă nu avem asistent, și colegii mei îl observă că are o stare febrilă, că tușește, se intervine foarte repede, nu e o problemă din punctul ăsta de vedere. Dar va fi, să spunem, puțin mai, nu neplăcut, mai inedit, că e pentru prima dată când facem acest test cu toții în clasă, testul cu salivă. Cât sunt de concludente, cât sunt de neconcludente, nu știm, vom vedea. Se pare că sunt folosite pe scară largă în Uniunea Europeană, au o anumită rată de relevanță, după care, dacă avem aici un semnal nepotrivit, mergem către alte investigații, medicul de familie și așa mai departe.
Care sunt, nu știu, răspunsurile cadrelor didactice de la sate, de la școlile de la sate, răspunsurile părinților și elevilor de la sate? Pentru că la sate întotdeauna au fost probleme și știm și noi, și în perioada pandemiei, prima perioadă, un an și jumătate, acum un an și jumătate, doi ani, când s-a trecut în online și când a fost acea problemă cu tabletele, chiar dumneavoastră v-am adus la cunoștință mesajele și telefoanele telespectatorilor referitor la faptul că nu toți copiii au primit tablete. Eu stau acum și mă întreb care ar fi părerea lor referitor la aceste teste de salivă în școlile de la sate. Pentru că ei erau deja nemulțumiți de faptul că n-au primit tabletele. Știți foarte bine, la noi sunau părinții și spuneau: Doamne, mi-au dat doar o tabletă. Nu știm cum au stat lucrurile. Bun, am întrebat și la inspectorul școlar general. Am avut acum două săptămâni și consilierul de la Cernătești, care ne aducea la cunoștință faptul că nu au fost achiziționate decât 25 de tablete la școala respectivă pentru 200 și ceva de elevi. Haideți să vedem care ar fi reacția oamenilor la cald, domnule inspector. Acum, dacă într-adevăr în această perioadă a vacanței de două săptămâni au fost, nu știu, vizite prin teritoriu, așa, cu restricțiile de vigoare și cu mască și în condițiile actuale. Școlile, toate unitățile de învățământ sunt vizitate, cred că mai des decât s-a așteptat cineva, de colegii mei din inspectorat, cu diverse tematici, cu diverse... Acele inspecții periodice, nu? Note de control pe aspecte legate de criza aceasta sanitară, de respectarea regulilor și apoi celelalte care derivă din activitatea noastră didactică, educațională, de la arhivare până la numărul de note, de la, ce știu, planul de dezvoltare a școlii, tot ceea ce înseamnă activitatea dintr-o unitate de învățământ. Pot să vă spun cele două exemple, pentru că le știm, au ajuns antologice, Poșta Călnău și Cernătești. Atât timp cât la aceste unități avem tablete disponibile și nu sunt solicitate de către elevii în cauză, eu pot să spun că nu am asigurat numărul de tablete? Nu. Păi. Și nici nu pot să ascult și să iau de bun ce mi se spune de persoane și oameni din afara instituției de învățământ, că-i părinte, că-i consilier, că-i primar, nu, nici nu vreau să știu. Întrebați și dumneavoastră directorul și aflați exact cum stau lucrurile. Datele pentru că nouă ne-au ajuns la ureche informații pe surse de la Cernătești. Din acel motiv am și adus în discuție, pentru că îl aveam invitat pe consilierul respectiv și am adus la cunoștință situația. Da, doamnă, noi am inițiat un proiect cu fonduri europene pentru a achiziționa tablete pentru toți copiii de la școală, pentru că nu au fost date decât 25 de tablete din partea inspectoratului. Aceea a fost cifra, acela a fost numărul de elevi care necesitau și care au solicitat tabletă la momentul decembrie anul trecut. Acei elevi au primit tablete. Cei de clasa 8-a le-au predat. În prezent, în școală, sunt tablete nedistribuite. Cazul elevului, elevei Călnău, respective, da, vorbim de Cernătești, Cernătești a fost rezolvat din ziua respectivă. Școala încă mai are tablete. Dacă în cadrul acelui proiect pe care l-au făcut cu finanțarea europeană... Cine ar trebui europeană să facă solicitarea către directorul școlii respective? Părintele sau copilul, domnule inspector, ca să informăm populația de la țară? Și nu trebuie să vină părintele pentru a aduce această solicitare, o aduce copilul. Dar mai departe, avem telespectatori pe fir, domnule inspector, și se pare că avem de la Poșta Călnău. E bine. Bună seara! Bună seara la dumneavoastră! Bună seara, domnul Stanciu de la Poșta Călnău, da? Îl auzeam pe domn director, așa mă uitam la dânsul ăla când uite lui. Ce spunea de Poșta Călnău, de tablete, cât s-a dat și așa, ce, despre ce e vorba? Păi dumneavoastră ne-ați adus la cunoștință faptul că unul dintre copii nu a beneficiat de tabletă. Haideți să-i explicați! Explicați-i, vă rog, domnului inspector școlar general, cum au stat lucrurile. Da, voi spun acum, da, domnul inspector, am fost la școală, să vorbesc cu domn director. Vă rog frumos, l-am rugat frumos să-mi dea și mie două tablete pentru fete. Am două fete la școală, clasa a treia, clasa a doua, și el îmi spune cu un tupeu de la... Păi, domnul Stanciu, o tabletă, cum să vă dau două? Că una din familie trebuie. Mai aveam o leacă și mă puneam în genunchi.
Și de acolo le-au luat televizor la dumneavoastră, că a fost o greșeală. N-a fost nicio greșeală, e o minciună să se scape ei. Ce a făcut, ce rău a făcut. Domnul Stanciu... Dar vă spun pe răspunderea mea, mi-asum ce vorbesc. Din câte știu eu, școala Poșta Câlnău este la acest moment condusă de două doamne director. Dumneavoastră, cu ce domn director ați discutat? Păi, lăsați-mă să discut. Păi de ce e director acum nou? Pentru că a stat cineva care n-avea funcția de director și acum a prins-o și a dat-o afară. Da? Cred că m-a auzit foarte bine. V-a auzit, domnul Stanciu. Trebuia să fie nou, trebuia să fie acum liberă. Ce spuneți? Vă auzim, dar nu știm despre ce situație este vorba de la Poșta Câlnău, de la școală. M-a întrebat de cine e director acolo. Nu știu ce este acum. Nu, cu cine, cu cine ați discutat dumneavoastră, cui ați solicitat două tablete și v-a dat doar una? Un domn cu un gipan roșu de la Buzău, care este director. Nu știu dacă mai este acum director. Nici nu a fost și nici nu este. Dar dacă aveți probleme legate de tablete pentru copiii dumneavoastră, înțeleg că aveți doi copii, mergeți la școală, faceți cerere la școală, vi le dă, vă completați procesul verbal de predare, primire, pentru că le preluați aceste tablete. Două secunde și închid, vă rog frumos, nu închideți telefonul. Două secunde și atât. Uite, mâine mă duc la școală, uite, fetele n-are pe ce să facă, sunt acum libere, n-are pe ce. Păi acum sunt în vacanță. Zice că nu. Domnul Stanciu, domnul inspector v-a explicat cum stau lucrurile. Mergeți la școală, faceți acea solicitare către diriginte, către director și fetițele vor beneficia de două tablete. Să ne țineți la curent cu ceea ce se mai întâmplă. Dacă aveți dificultăți, vă rog să mă căutați, sunați la inspectoratul școlar și vedem cum stau lucrurile. Mulțumim, domnul Stanciu, pentru intervenție. Da, domnul Stanciu era cu problema de la Poșta Câlnău, cu fetițele, cu tabletele, domnul inspector. Da, dar nu este o problemă concretă, pentru că ne referim, vorbim de alte persoane, nici de cum de cei în cauză, un domn director și puțin confuz și neconform. Probabil deci, nu știa cu cine a luat legătura fel, la școala respectivă, mă rog. La fel avem, așa cum am prezentat mai devreme, Cernăteștiu și la Poșta Câlnău, atât timp cât există tablete în școală, o parte din ele sunt distribuite, un număr mic, e drept, rămase în stoc, care pot fi puse la dispoziția celor care au nevoie, nu văd care este problema. Dar ar fi bine ca și domnii de la primărie să dea aceste tablete copiilor din localitate, pentru că eu cunosc cazuri în care au achiziționat tablete la nu știu ce sume și habar nu au să le folosească consilierii locali. Mai bine dați-le copiilor să le folosească în timpul școlilor, domnule inspector. Eu zic că... Sunt OAT-uri care, e drept, s-au îngrijit de acest lucru, au reacționat foarte repede, au achiziționat un număr de tablete pe care în timpul cel mai scurt le-au pus la dispoziția școlii. Există, avem și astfel de exemple. Că e vorba de Rosetti, de multe localități. Unde necesarul acesta mai era de completat, am venit cu completare noi de la inspectorat, prin programul care s-a derulat anul trecut și în care am asigurat toate solicitările, toate cererile. Dacă ar fi să treacă din nou în online copiii din Buzău, unde am avea probleme, unde am întâmpinat probleme, domnule inspector? Pentru că majoritatea colegilor dumneavoastră din țară, inspectori școlari generali, susțineau că nu știm dacă suntem pregătiți pentru a o lua de la capăt cu învățământul online. Dacă ne referim la acoperirea cu logistică și semnal, da, avem dificultăți de asigurarea semnalului la parametrii optim pentru a funcționa audio-video în câteva, mă rog, multe puține localități, în special din rural, zona de deal. Dacă ne referim la activitatea educațională în online, are avantajele, dar și numeroasele dezavantaje. Că suntem pregătiți mai bine decât acum un an,
dar nu suntem pregătiți așa cum ar trebui pentru a desfășura o activitate didactică în online cu tot ceea ce înseamnă și presupune ea, de la predare, învățare, evaluare. Da? Nu avem platforme pentru evaluare. Suplinește într-o oarecare măsură activitatea în online activitatea fizică de la clasă, dar procentul este foarte mic. Sunt copii, puțini, foarte puțini la număr, care se manifestă mult mai bine în online, dar marea majoritate nu. Sunt pentru domnule prezența fizică. Eu știu că le-a venit foarte greu și profesorilor să se acomodeze cu acest învățământ online, pentru că mulți dintre ei nu știau, dar nu aveau informații din domeniu. Dar competențele pe care le-am dobândit și noi, cadrele didactice, de a activa în online, le-am dobândit ca urmare a terapiei șoc, pentru că n-am avut încotro. Asta a fost situația. Pentru că la modul lejer și de bunăvoie nu cred că un număr atât de mare cât se avem acum care se descurcă în online s-ar fi descurcat și ar fi trecut. Totuși mai există cadre didactice care nu sunt familiarizate cu învățământul online la momentul ăsta? Cred că este foarte mic, foarte mic numărul lor. N-aș putea să spun că e zero, că aș fi idealist, dar să știți că foarte mult am învățat și noi de la elevi. Cel puțin în Ați învățat împreună în toată Absolut. Această perioadă. Absolut. Domnule inspector, pentru că telespectatorul nostru ne-a aruncat așa o frază, directorul a fost înlocuit, nu știu cine mai e acum director. Chiar vroiam să vă întreb, dacă tot sunteți invitatul meu în această seară, de unde au pornit discuțiile astea? Pentru că am văzut declarația domnului primar de la Râmnicu Sărat referitor la ceea ce se întâmplă cu posturile, cu înlocuirea directorilor în funcții, cadre didactice din Râmnicu Sărat care își arătau nemulțumirea vis-a-vis de concursuri și modalitatea de a obține o funcție la o instituție de învățământ. Și chiar l-aș ruga pe colegul din regia de emisie, domnul Alex, dacă putem urmări știrea colegului nostru Florin Zafiu referitor la nemulțumirea venită de la Râmnicu Sărat, să comentăm puțin, domnule inspector. Sigur. După care avem și un telespectator pe fir. Avem un telespectator pe fir, se pare, domnul inspector. Bună seara, ne auziți? Da, bună seara. Bună seara, cu cine stăm de vorbă, vă rog? Vă numesc Badiu Cătălin. Domnul Badiu, vă ascultăm. Alături de mine în studio se află domnul inspector școlar general, domnul Meiroșu. În primul rând, tocmai acest aspect al dânsului și atitudinea dânsului m-a revoltat foarte mult. În primul rând, ați avut acest caz la Poșta Câlnău. Mă așteptam în clipa următoare să anunțați că efectuați o comisie care să constate mâine ce s-a întâmplat acolo și la Cernătești. Este de datoria dumneavoastră să vedeți ce s-a întâmplat acolo și să dispuneți măsuri în cauză. Nu este posibil să ne vârtim în jurul cozii, dăm vina unul pe altul, că a venit cu tare, cu tare. Domnule inspector, haideți să-i răspundeți domnului Badiu cam cum stau lucrurile la Poșta Câlnău și la Cernătești. La emisiunea dumneavoastră în care s-a dezbătut chestiunea legată de Cernătești, în timpul emisiunii am documentat speța respectivă, informat fiind de către doamna director că eleva respectivă a și primit tabletă, nu văd ce era și care era speța referitor sau discuția. Referitor la Poșta Câlnău, pentru că a sunat din nou domnul Stanciu referitor, referitor la Poșta Câlnău, inspectorul de sector s-a deplasat la școala Poșta Câlnău, a constatat că există tablete și atât timp cât și aceste, solicitare cât aceste tablete există și sunt disponibile în școală, solicitările au fost verificate câte au fost, iarăși nu vedem, dar atunci și acolo unde nu există o problemă reală, ne întâlnim cu situații în care părinți, colegi de-ai noștri o creează, o inventează. Dacă avem în stoc aceste tablete, nu văd cum să nu fie distribuite copiilor. Ce, care ar fi interesul? Ce cadru didactic le-ar ține? Da, deci haideți ca să vă spun eu. Domnul are părerea lui, telespectatorul de mai înainte are părerea lui. Vă mâine ascultăm, domnul Badiu. Mâine la prima oră trimiteți comisia și luați declarații. Ce e așa greu să rezolvăm o treabă scurtă
de 3 minute pentru un copil. Domnul Badiu, vom vedea dacă mâine tatăl, domnul Stanciu, va merge la instituția de învățământ pentru a depune acea cerere, pentru că se dă acea tabletă în baza unui tabel și în baza unei declarații a părintelui. Dar trebuie să aflăm respectiva persoană cine a fost, cine a grădit dreptul acestui părinte. Păi nici dumnealui nu știa cu cine a stat de vorbă. În seara asta ne-a adus la cunoștință. Comisia a venit, dânsul identifică respectiva persoană ce a fost profesor, director și luăm măsuri împotriva lui. Să terminăm o dată. Domnul Badiu, credeți că ar fi bine să înceapă de luni cursurile copiii noștri sau ar fi mai bine o perioadă să rămână în online acești copii ai noștri? Părerea mea ar fi să înceapă școala, trebuie testați toți copiii, foarte mare grijă aici și o foarte mare problemă este vaccinarea profesorilor, să știți. O parte din ei încă sunt la mentalitatea aceea veche că vaccinul face rău, crește sol, nu știu mai face. În primul rând, ei trebuie să dea un exemplu copiilor și părinților prin vaccinarea lor. Și aș mai avea o ultimă problemă. Dacă tot a fost vacanța asta și avem aceste stângăcii cu domnii profesori în acest mediu online, dificultăți cu tableta, calculatorul, de ce n-ați organizat în această săptămână 2-3 ore să învățăm să folosească această tehnică? Nu e greu. Vă spun eu, maxim, să spunem așa, 20 de ore învață tot. Nu e greu. Vin cu agenda și notează. Nu știu să dea drumul la cameră, nu știu să fac foarte multe stingăcii încă avem la nivelul lor, cum a spus dumneavoastră că a venit Buluc. Chiar dacă a venit Buluc, noi trebuia să exploatăm această vacanță, trebuia să învățăm să facem ceva. Încă ne dă cu stângul dreptul. Domnul Badiu, vă mulțumesc pentru intervenția din această seară. Vă mai aștept și în alte emisiuni alături de noi, chiar și prin intervenție telefonică, pentru că pe noi ne interesează părerea oamenilor și așteptăm în continuare întrebări. Domnul Meiroșu, haide să-i răspundem telespectatorului. Da, colegii mei, lucrurile nu stau chiar așa. Colegii mei, cadre didactice, au parcurs dinainte de pandemie și în timpul pandemiei cursuri în online, diferite cursuri de formare pentru abilității IT, cursurile care se desfășoară prin Casa Corpului Didactic în programul CRED, un număr mare de cadre didactice l-au parcurs, nu este normal a categorisi și a spune eu am spus că nu avem 100% și că este posibil și un coleg dacă nu se descurcă foarte bine, da? Nu putem spune că lucrurile sunt ok, dar nu înseamnă că ai mei colegi nu au aceste cunoștințe sau că activitățile de învățare în online nu s-au desfășurat la niște standarde corecte și conforme. Da? La învățământ ne pricepem cu toții, dar nu e chiar așa. Nu putem să luăm acum orice părere avizată, neavizată și să caracterizeze sistemul educațional. În niciun caz acest lucru și nu sunt de acord cu această atitudine. Oricum, domnule inspector școlar general, nu vom putea niciodată să egalăm învățământul fizic la clasă cu ce s-a făcut în online. Pentru că vorbim de acei copii de la sate care nu au avut acces la internet. Este pentru că axiomă. Degeaba noi tot spunem, vom recupera materia, vom recupera... Absolut. Niciodată ceea ce spuneți este zic... axiomă. Învățământul cu prezență fizică și activitatea cu prezență fizică are anumite standarde și o anumită obișnuință. Clar. Da? Dar trebuie ca încet, încet să împletim, să combinăm aceste două sisteme online când și prezența fizică. Când situația o impune, domnule general, și când e vorba de sănătatea noastră, facem ca lucrurile la să alte funcționeze lucruri. Și în online. În altă ordine de idei, și cadrele didactice, ca și toți ceilalți membri ai societății, au dreptul de a opta dacă se vaccinează sau nu. Nu înseamnă că îi interzice cineva accesul la locul de muncă. Bineînțeles, și în alte domenii de activitate. Este alegerea fiecăruia, fiecare hotărăște ce face cu viața și cu sănătatea. Nu este lui, o atitudine tocmai conformă a pune la zi de acum personalul didactic că nu sunt vaccinați și au obligația să se vaccineze. Nu! Nici telespectatorul dumneavoastră nu are obligația să se vaccineze. Eu fac parte din categoria care s-au vaccinat. Da? Nu, asta este alegerea fiecăruia, fiecare hotărăște ce se întâmplă așa. Cu viața lui. Domnule inspector, haide să urmărim știrea cu declarațiile de la Râmnicu Sărat, după care o să comentăm scurt și o să stabilim legături telefonice și cu domnul prefect și cu doamna director de la Pedagogic și cu colegul de la Vrancea.
În cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Râmnicu-Sărat, aleșii au aprobat lista cu reprezentanții Consiliului în comisiile de evaluare a probelor de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în cadrul instituțiilor de învățământ. În urma desemnării membrilor, primarul orașului a venit cu o propunere bombă: partidele să retragă sprijinul politic pentru toți profesorii care vor participa la proba interviului. Dacă tot este dorința românilor, publicului, să depolitizăm învățământul, haideți să o facem. Eu rog și Partidul Național Liberal și Partidul Mișcare Populară să retragem sprijinul politic colegilor noștri care candidează la aceste funcții de directori, în așa fel încât să nu mai avem directori cu sprijin politic. Vom avea doar directori care să fie ai comunității, să fie buni colegi cu toată lumea, să nu mai împarte cancelarele între membrii de partid, între simpatizanți sau mai știu ce alte apartențe. Dacă sunteți de acord să depolitizăm învățământul sau dacă nu, cumva e doar o deviză la care nu o să renunțăm niciodată. O parte dintre consilierii locali au precizat că profesorii au trecut de proba scrisă obținând note pentru care s-au pregătit anterior, iar politica nu ar trebui să fie amestecată cu educația. Primarul municipiului Râmnicu-Sărat a continuat prin a spune că învățământul nu are nevoie de directori cu carnete de partid. Nu cred că avem nevoie de directori cu carnete de membru de partid. Ei trebuie să slujească, cum spuneam, comunitatea, și tot ceea ce fac în școală să fie într-un context legat de oraș și nu de un partid sau altul. Au fost destule situații și într-o parte și într-alta în care nu s-au putut abține nici directorii, nici colegii să-i taxeze că au această calitate. Eu nu cred că vorbesc lucruri pe care nu le-ați trăit sau nu le-ați simțit sau nu mi s-au reproșat poate în egală măsură și dumneavoastră. Dar am dat, depinde de noi dacă suntem consecvenți unor declarații pe care le-am făcut anterior. Depolitizăm sau nu depolitizăm? Acum este momentul să o facem. Cei care vor să meargă la concurs, părerea mea că nu trebuie să aibă calitate de membru de partid. E atât de simplu. Potrivit calendarului, următoarea probă la care candidații vor participa este cea a interviului, care se va desfășura în perioada 15 noiembrie-8 decembrie. Urmărit declarațiile domnului primar de la Râmnicu-Sărat, nu avem nevoie de director cu carnet de partid. Da. Haideți să vedem cum stau lucrurile, pentru că dumnealui susține și afirmă, suscitare, că ar fi nevoie de depolitizare, nu avem nevoie de director numiți politic. Cum comentăm aceste declarații ale domnului primar? Îi aparțin și dacă vorbește de politizare, înseamnă că știe bine. Acestea vin din urmă de cu 4 ani. Și poate ne poate da și un exemplu și să-și retragă acei oameni candidați la funcțiile de director care nu numai că au carnet de partid, dar sunt și consilier local din partea unor partide. Și totuși sunteți din Râmnicu-Sărat, da? Și mingea. Domnul profesor Ionel Meiroșu, inspector școlar general din Râmnicu-Sărat, da. Navetiți de la Râmnicu-Sărat. Dar nu are importanță. De unde au pornit aceste discuții, domnule Meiroș? Da, nu am cunoștință, nu fac parte din Consiliul Local, Să fie declarațiile sau plângerile unor directori de instituții de învățământ? Concursul... Pentru că și la noi în studio și la noi prin telefon au fost nemulțumiți, care spuneau că sunt numiți politic, au fost schimbați așa de la o zi la alta pe ochi frumoși. Toată lumea, toți doritorii au avut prilejul și ocazia să-și depună un dosar, să participe la concursul care s-a desfășurat în 15, respectiv 28 pentru cei care au fost confirmați pozitiv. Proba scrisă, întrebări tip grilă, șablon, subiectivismul din punct de vedere al evaluării a fost către zero, ca să nu spunem zero, dar a fost zero. Urmează proba de interviu în care, așa cum am mai subliniat, școala a fost deschisă foarte mult către comunitatea locală, tocmai prin capacitarea în comisiile acestea de concurs a unui reprezentant din UAT, a unui reprezentant din mediul de afaceri de la o firmă, așa cum avem acum în metodologie, sau cadru universitar, dacă nu avem departamentul resurse umane de la firmele mijlocii și mari.
Mă întreb cum au venit comunitățile locale prin reprezentanții lor către școală. Avem școlile dotate, avem bugete alocate școlilor așa la niște parametri maximali sau bugetele sunt alocate cu prioritate către alte domenii de activitate, dar invocăm chestiunea aceasta. Eu nu am analizat prin comisiile respective și colegii care i-am avut în comisii, nu au analizat acești candidați din punct de vedere al afinității politice a unuia sau altuia. Eu întotdeauna suntem am spus liberi cu toții să haide avem... să nu politizăm. Învățământul a mai rămas dar, să fie politizat. Dar nu și știm fost... noi cum stau lucrurile, domnul inspector. Nu mă refer la învățământ. Mă refer la general. Toate instituțiile politizate. Pentru că, până la urmă, cam așa stau lucrurile. Eu vă în fiecare că... instituție au fost numiți politic șefi și am văzut ce randamente au dat și ce rezultate la, au dat. La numirile care au fost cu delegație, din aproape 200 de funcții de conducere, au fost, nu s-au mai regăsit, în jur de 20 și ceva, până în 30. Asta înseamnă până în 15%. Nu știu, o fi mult, o fi puțin. Acum 4-5 ani, nu știu cât a fost. Nu vreau să fac aceste comparații. La un moment dat va trebui să facem o comparație, domnule inspector, și nici nu vreau pentru să intru... că nu. Oamenii cer informații, nu vreau oamenii să ne intru aduc la... în polemică pe astfel de subiecte cu niciun reprezentant al UAT sau persoana angrenată politic, pentru că este ultimul lucru care, la care ne-am gândit sau ne-am gândit, în metodologia respectivă nu se stipulează nicăieri chestiunea aceasta. O singură precizare se regăsește că un director de școală nu poate fi președinte al unei formațiuni politice sau în conducerea acestuia. În rest, nu avem nicio altă precizare de genul ăsta. Dar subiectiv vorbind, și dacă mai și fluturăm acest steag al politizării, depolitizării, păi dacă se spune de depolitizare, eu mă întreb cine a făcut politizarea. Dar dumneavoastră în ce partii sunteți, domnul Meiroș? Asta e problema. Păi și asta... nu sunteți politic. Domnul Meiroșul l-a rugat pe colegul din regia de emisie, pe domnul Alex, dacă putem stabili legătura telefonică cu domnul prefect Daniel Țiclea. Da, data trecută l-am și botezat pe domnul prefect. Să vedem cam ce hotărâri se vor lua zilele acestea. Domnul prefect cu siguranță va avea informații proaspete din teritoriu. În cursul acestei zile pomenea domnul prefect și despre o întâlnire online ceva cu primarii din județul Buzău, tot pe această temă, domnule inspector, cu COVID-ul, cu situația școlilor. Exact, exact. Poate că vom stabili curând și legătura telefonică, pentru că mai avem foarte puțin până la finalul acestei emisiuni și aș vrea să stabilim legătura și cu doamna director de la Colegiul Pedagogic din Buzău, să vedem dacă sunt pregătite cadrele didactice pentru reluarea cursurilor, cât și elevii. Și una peste alta, domnule inspector școlar, până stabilim legătura cu domnul prefect, pe lângă COVID mai avem probleme și cu încălzirea unităților de învățământ. Pentru că vedem ce se întâmplă în municipiu. Avem căldură cu porție, avem cam ca peste tot în țară. Asigurarea, știți, cu combustibil pentru sezonul rece a unităților de învățământ a fost unul din punctele diferitelor inspecții tematice pe care le-am desfășurat în unitățile de învățământ. Încă din luna septembrie, necesarul de combustibil și școlile erau acoperite într-un procent de peste 85%. În prima jumătate a lunii octombrie, acesta este de 100%. Se pare că am stabilit legătura telefonică cu domnul prefect. Bună seara, domnule prefect! Bună seara! Domnule prefect, începem sau nu cursurile pe 8 noiembrie? În ce condiții? Cu ce soluții vine prefectul județului Buzău pentru cadre didactice, părinți și elevi? Știu că în cursul acestei zile ați inițiat o întâlnire online cu toți reprezentanții primăriilor din județul Buzău, cu cei de la DSP, cu cei de la inspectorate școlare, cadre didactice, pentru a hotărî împreună deciziile pe care le veți duce la bun sfârșit până vineri, probabil, pentru a ști și noi cu toții cam cum stau lucrurile de luni încolo. Vedem că avem foarte multe cazuri COVID, vedem cam cum stau lucrurile în spitalele din întreaga țară, vedem cum ne mor oamenii pe capete, ne gândim până la urmă la sănătatea copiilor noștri, la sănătatea profesorilor, la sănătatea noastră până la urmă, domnule prefect. În condițiile în care
cred că devine evident pentru toată lumea și eu am încercat să conving pe toată lumea cât de gravă este situația în care se află sistemul medical din județul Buzău. Este un asediu care nu slăbește sub nicio formă, chiar dacă numărul infectărilor și al cazurilor confirmate la 14 zile pare a fi pe un platou. Asediul asupra spitalului județean și asupra sistemului medical nu slăbește absolut deloc, ba din contră, vin cazuri din ce în ce mai grave. În aceste condiții, opinia mea exprimată ferm și cu determinare este că singura variantă de lucru plauzibilă pentru care voi face lobby și acțiuni de convingere către toată societatea civilă și către toți factorii decidenți este ca de luni în comunitățile aglomerate școala să înceapă în sistem online. Este un apel la o solidaritate socială și vă spun că este ceea ce se așteaptă medicii și personalul medical care sunt într-o stare de uzură psihică și fizică aproape de limite. Infrastructura medicală a județului Buzău este depășită de mult. Ceea ce încercăm și până acum am reușit este să o ținem în stare de plutire, în stare de existență. Dacă nu venim să ajutăm puțin prin această menținere în online în comunitățile aglomerate, eu vă spun că vom colapsa și va fi un eșec total cu toate consecințele de rigoare, dar eu nu vreau să depun armele sub nicio formă. Voi depune toate eforturile să conving pe toată lumea că cel mai mic rău posibil este ca încă o săptămână sau două copiii noștri să fie în online. Înseamnă să nu ne expunem în acest moment de o gravitate maximă, să nu ne expunem cunoscuții, bunicii, copiii, părinții acestui moment extrem de vulnerabil din punct de vedere sanitar. Domnule prefect. Pentru că, numai puțin. Da, spuneți. Pentru că inițial noi stabilisem un scenariu în care să convingem toate conducerile școlilor să convoace consilii de administrație joi. Vreau să vă spun că m-am sfătuit astăzi cu domnul inspector general Meiroșu și am convenit că aceste consilii de administrație să le ținem vineri pentru a vedea ce modificări legislative vor apărea, dacă vor apărea. Aici vroiam să ajung, domnule prefect. Pentru că domnul ministru al educației, domnul Câmpeanu, spunea că dumnealui dorește începerea cursurilor din data de 8 cu testarea tuturor elevilor. Da, dar vă rog să citiți declarațiile în integralitatea lor. Domnul ministru Câmpeanu așa spune, dar spune și faptul că acest lucru să se întâmple în comunitățile unde rata de infectare permite reluarea fizică a cursurilor. Domnule prefect, vă mulțumim pentru intervenția din această seară. Am înțeles cum stau lucrurile și care ar fi hotărârea și punctul dumneavoastră de vedere. Ne vedem joi în cadrul emisiunii Subiectul Zilei de la ora 17 cu informații proaspete pentru telespectatori și cu alte probleme din teritoriu. Domnule prefect, pentru că vă spun eu, sunt multe probleme în județul Buzău, nu doar în județul Buzău, însă strict pe ceea ce discutăm noi în cadrul emisiunii noastre. Mulțumesc, domnule prefect, pentru informații. Domnule Meiroșu, domnul prefect susține că ar fi mai bine în comunitățile aglomerate. Da, e o confirmare a faptului că toți suntem preocupați de reluarea cursurilor în condiții optime, de siguranță sanitară. Exact. Și apoi celelalte aspecte. Din ce întâlniri am avut organizate și cu Ministerul Educației, într-adevăr, vom vedea vineri comunicat și dispozițiile negru pe alb, sunt la stadiu de draft, vor începe cursurile corelând rata de incidență din localitate, numărul de vaccinați din școală personal, mă refer așa, numărul de elevi și toți acești factori corelați vor conduce la o propunere și o hotărâre a Consiliului de Administrație al fiecărei unități, care apoi o să fie, vor fi reunite într-o hotărâre pentru tot județul. Nu putem să punem în aceeași balanță începerea cursurilor la o școală din municipiul Buzău,
unde avem o rată de incidență lasate de 11. Lasate cam câte școli avem mai populate? Dacă ați avea așa o idee, o statistică. Nu neapărat cifra majoritatea, exactă. Majoritatea unităților de învățământ din rural învață într-un singur schimb. Deci nu avem efective foarte mari. E în, mai mult în, în municipi, oraș, da, da, în oraș, avem, da. Avem situațiile acestea unde și incidența este foarte mare. L-aș ruga pe colegul din regia de emisie dacă putem stabili legătura telefonică cu doamna director de la Colegiul Pedagogic din Buzău sau cu Mihai Boicu de la Vrancea, jurnalist în Vrancea. Se pare că mai avem un telespectator pe fir, după care stabilim legăturile telefonice. Bună seara, ne auziți? Domnul inspector, pe domnul Lazar, îl știți, care a fost acum un an de zile de la dat afară? Că am aflat acum, am sunat pe cineva și mi-a zis, pe domnul Lazar, îl cunoașteți? Da. Îl cunoașteți, da? Ei, dânsul a fost. Da, la momentul acestui an în care v-ați dus să cereți tabletă, domnul Lazar nu îndeplinea funcția de director, trebuia să mergeți, poate era dirigintele copilului, dar împreună trebuia să mergeți să solicitați la conducerea școlii această tabletă. Domnul Adrian! De ce nu m-a învățat dânsul? De ce nu m-a învățat dânsul? Ce să fac? Asta numai dumnealui vă poate răspunde. Nu este corect și onorabil modul în care va răspunde și atitudinea pe care a avut-o. Dacă a avut această atitudine, îmi cer eu scuze în numele dumnealui sau în numele școlii. E profesor care sunt director, zice că sunt director și n-are școală de director. Puneți mâna și umblați pe teren, vă rog eu frumos. Domnul Adrian, vă mulțumim pentru intervenție. Iată sfatul domnului Stanciu. Umblați pe teren să-i vedeți cam ce fac, domnule inspector. Vedeți, de la oameni aflăm și noi problemele din teritoriu, domnul Meiruș. Da, nu înseamnă că sistemul este perfect. Orice, orice, orice pădure, pădure, exact. Da. Peste tot sunt probleme. Haideți să vedem dacă putem stabili legătura telefonică cu Mihai de la Vrancea sau cu doamna director de la Colegiul Economic, până una alta. Domnule inspector, discutam noi înaintea știrii de la Râmnicu Sărat despre încălzire în unitățile da, de învățământ. Deci sunt acoperite și combustibilul este asigurat dacă ne referim la cel solid unde problemele sunt mai mari și dificultățile mai mari și în a asigura căldura respectivă. În municipiu, sistemul centralizat de deschidere și închidere a căldurii dintr-o școală permite anumite economii. Dacă temperatura este mai mică și este neconformă, atunci nu se mai justifică economiile care sunt invocate, ci ar trebui să fie analizate. Dar, de anul trecut și până în prezent, aceste centrale și încălzirea asigurată în unitățile de învățământ din municipiul Buzău n-au funcționat la parametri maximali pentru că mai mult am avut online. Și în aceste condiții unitățile respective dar una peste au fost alta, încălzite, acum, dar căminele și cum stau la Focșani. Deci la Focșani, domnule inspector, nu școlar, sunt probleme de genul au acesta. Au stat copiii la ore în frig în clase. Nu, nu, nu cred că sunt probleme de genul acesta în municipiul Buzău sau municipiul Râmnicu Sărat. Încălzirea este asigurată cu gaze naturale, nu sunt, au fost reabilitate centralele termice. Se pare că am stabilit legătura telefonică cu Mihai Boicu, jurnalist în Vrancea. Bună seara, Mihai! Bună seara! Alături de mine în studio se află domnul inspector școlar general, domnul Meiroșu, de la Inspectoratul Școlar Buzău. Discutăm despre reluarea cursurilor din 8 noiembrie, însă am avut intervenție telefonică și cu domnul prefect al județului Buzău. Dumnealui susține că ar fi mai bine ca în comunitățile aglomerate, în speță orașele, municipiile, copiii să rămână în online, învățământ online. Spune-mi, te rog, care este situația la Vrancea, ce hotărâri s-au luat, cum stau lucrurile, pentru că la Vrancea, una peste alta, înaintea acestei vacanțe forțate, copiii participanți la cursuri tremurau de frig în clase, 4-5 ore cât stăteau la școală. Tocmai asta este problema în Focșani. Revenirea la cursuri este condiționată sau este depinde și de căldura, asigurarea căldurii în unitățile de învățământ în Focșani. Aici este o problemă delicată pentru că nu mai sunt fonduri pentru achiziționarea combustibilului de către ENET, Societatea de Termoficare, și temperaturile Mihai, au scăzut și este necesar... Mihai, tu în calitate, da. Mihai, tu în calitate de jurnalist, ai mers la conducerea instituției SCENET Focșani.
cu întrebarea. Dacă școlile virează jumătate din buget către societatea furnizoare a agentului termic, de ce instituțiile de învățământ, copiii noștri, nu beneficiază de căldură alea 4-5 ore cât le stau la școală? Discuția este că în urma scumpirii combustibilului, sumele pentru funcționarea societății de termoficare sunt foarte mari și nu au mai putut fi asigurate. În condițiile acestea s-au solicitat fonduri guvernamentale, deocamdată situația asta nu e rezolvată și s-a ajuns într-un cerc închis deocamdată, pentru că în condițiile în care peste o săptămână ar putea începe școala cu prezență fizică. Deci la Vrancea problema nu o reprezintă COVID-ul, ci căldura. La Vrancea sunt două probleme, să spunem așa. Este situația pandemiei, având în vedere că în Focșani avem o rată de infectare destul de mare, de peste 8 la 1000, chiar dacă în ultimele zile a scăzut ușor. Și a doua problemă este frigul unităților de învățământ. Înainte de această vacanță forțată, căldura a fost asigurată doar câteva ore. Nici acest lucru nu ar mai reprezenta o soluție în condițiile actuale, având în vedere că sunt multe unități de învățământ din Focșani, unde se învață și dimineața și după amiaza. Da, și atunci cele câteva ore de căldură de dimineață nu sunt suficiente, având în vedere că de regulă între schimburi se mai aerisesc clasele și atunci este fric pentru Mihai, zi-mi te rog, dacă prefectul județului Vrancea a ieșit zilele astea cu declarații în presă referitor la modalitatea în care copiii noștri vor participa efectiv la cursuri sau vor rămâne în online? Deocamdată se așteaptă o rezolvație. Se așteaptă și o rezolvare a situației aceasta cu căldura. Există discuții da. Și dacă nu se va găsi o soluție, ca în Focșani să se învețe în continuare online, pentru că ar exista o prevedere în ordinul comun al Ministerului Sănătății și Educației care permite trecerea online și pe motive de infrastructură. Și atunci problema aceasta căldura s-ar cadra la această categorie. Auzi, Mihai, bine că aveau bani pentru sărbătorile de iarnă, pentru spectacole în Piața Unirii. Da, pentru bani, pentru alte cheltuieli se găsesc întotdeauna soluții. Din păcate, Ienetul acesta este și o societate care consumă extrem de mulți bani cu investiții europene, dar care, până la urmă, nu știu, eficiența rămâne de discutat, pentru că în fiecare an sunt necesare foarte multe fonduri și guvernamentale pentru funcționarea Hai să așteptăm săptămâna asta, mai avem până la finele săptămânii, până vineri, poate domnii conducătorii județului, prefect, președinte de Consiliu Județean, primar, directorul SCENET, care stă bine mersi la căldurică, vor avea vreo întâlnire și vor stabili ceva în sensul bun al cuvântului, pentru a veni în sprijinul copiilor noștri, pentru că atât profesorii cât și elevii tremură 4-5 ore cât stau la clasă, Mihai. Da, din păcate sunt și unități în afară de programul acesta redus de furnizare energiei termice, sunt și situații în care unități de învățământ nu au ele deficiențe de construcții, să spunem așa, și este delicat chiar și atunci când funcționează, când se asigură căldură. Astea sunt mai puține la număr. Da. Pe lângă faptul că avem oamenii care tremură în apartamente, populația, mă refer la cei abonați. Mihai, îți mulțumesc pentru intervenția din această seară, ținem legătura și să vedem dacă vom avea vreo ședință săptămâna asta la Vrancea referitor la ce se va întâmpla. Mulțumesc încă o dată, Mihai. Domnule inspector, una peste alta, la Vrancea sunt probleme cu căldura, da? Da, nu, din fericire, situația din Buzău și județ și municipiu
nu o putem compara. Lipsa unor lucrări de anvergură și de investiții și de eficientizare termică conduce la ceea ce avem acum, la ce ați prezentat dumneavoastră la Vrancea. Avem și noi două situații, sunt două unități, Xeiu și Henri Coandă din Buzău, unde sunt pe final lucrările de la eficientizare termică și unde așteptăm să fie puse în funcțiune. Acolo situația este de înțeles, dar, domnule inspector. Aici e altă. Am ajuns la finalul acestei întâlniri, domnule inspector. Vă mai aștept și în alte ediții la Subiectul Zilei la TV Buzău cu informații proaspete. Joi îl vom avea invitat pe domnul prefect și atunci vom afla cam cum vor sta lucrurile de săptămâna viitoare. Mulțumesc, domnule inspector. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați fost alături și în această seară. Rămâneți alături de programele noastre, de știrile noastre. Ne revedem mâine seară, tot de la ora 17, tot cu informații din teritoriu. Mulțumesc încă o dată, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Numai bine, la revedere!